You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match. The flame, I'm the TNT, but you're the spark to blame, and it's fire, burning holes inside my brain, feel the fire, heat that melts us down again, now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame, and it's fire, burning holes inside my brain. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you, can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame, and it's fire. Holes inside my brain, feel the fire. Heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins. But I said you're the spark to blame, and it's fire. Vamos a llegar
Da, au numere. Era 382. Dar aici nu mai văd numerele. Și haideți să căutăm. Acolo? Hola. Ah, ce drăguț arată. E pentru prima oară când venim la un resort așa. Sperăm că arată bine și înăuntru. De ce? Ah, ok. Da, 415. Până la 7 găsim și noi camerele. Deja sunt cam mari de soarele. Pe aici? Unde? Ah, da. Ramon, mergeți voi aici la... Tu ai cheia, nu? Ok. Let's go. Au, 400. Au, no. 406 and 407. 6. Alright. Geanta? Mă descurcați. Vă descurcați? Nu, no, mergem la noi. Sunt locuri, da. Ce arde soarele, nu? Da. Păi de ce? Ai așa multe chei? Sunt trei. Asta nu e bună. Mâine, tot aici. Până deschizi tu ușa, mă pun și fac plajă. Dar am o să descurcă, oare? Nu merge? Finally ai reușit. Welcome to my trip. Și intrăm, prima impresie, noi nu știm cum arată. Ok. Ah, okay. E ca o garsonieră, gen. Nu e cine știe ce, sincer. Când vrei vacanță mai ieftină, primești cei mai ieftini. Totul foarte basic. E basic, avem de aici pătuțurile, dulapurile, care aici avem un fel de living cu bucătărie, baia, aici ce este? Ia să vedem. Dormitorul e în partea cealaltă. Acolo e dormitorul. Nu știu, păi asta vreau să văd. Și am venit să mâncăm ceva înainte de cină, aici lângă resort, sau cum se zice, lângă ce avem noi. Poftă bună! Ce e acolo? Bis? Noi avem noodles cu creveți. Aici avem, ia-ți mâna să vedem ce ai tu în meniu. Orez cu creveți. Aici avem sangria. Mă uitam în cameră. Și aici avem sangria. Poftă bună! Poftă bună!
burning holes inside my brain. Tocmai ce am întors de la piscină, am stat în jur de 3 ore la soare. Sincer, ne-am cam ars. Acum am ieșit în fața apartamentului, un fel de bungalow, un fel de, nici nu știu, căsuță, garsonieră, micuță. Și vreau să fac așa un mic update și să vă spun și vouă așa o primă impresie, în caz de sunt persoane care doresc să afle mai multe informații, mai multe păreri despre Fuerteventura, aici în insulele Canare. Sincer, eu nu știu, nu am o impresie 100%, adică nu vreau nici să spun că nu e frumos, dar nici nu cred că o să ne mai întoarcem prea curând. Prefer de mii de ori Tenerife sau Lanzarote, pentru că ai mai multe activități, ai mai multe chestii de făcut. E foarte pustiu peste tot, am fost aici pentru că plaja este la 10 minute de noi și am fost la mare să vedem cum e și sunt efectiv câteva cafenele, terase și cam atât. Nu au bar cu muzică, nu mai vorbim de discoteci și cluburi, deci nu există, am înțeles, aici pe insulă. Trebuie să mergi undeva cam la 20 de minute cu mașina, care este practic capitala insulei, se cheamă Puerto del Rosario. Și ne-am pus în plan să mergem și noi zilele următoare, pentru că efectiv e mort aici, nu ai ce să faci, în afară de stare la piscină, la plajă, nu ai ce să faci, nu ai ce să vizitezi. Și asta e un pic cam trist, da? Noi am de ce să ne bucurăm oricum, pentru că e vacanță și trebuie să ne bucurăm. Dar da, ne vedem puțin mai târziu. Melts down again. Now it's pouring through my veins. But I said you're the spark to blame, and it's fire burning holes inside my brain. Fire. Unde ați plecat? N-avem frate mure.
tocmai am venit de la restaurant, am mâncat și ne odihnim jumătate de oră, după care ieșim să explorăm un pic pe aici prin zonă, pentru că am văzut o zonă cu magazine. Hello, hola! Hola! Oh! Marilyn Monroe, Elvis Presley. Vamos a la playa. Vámonos. Haide. Ai obosit? Ooh. It looks nice. Putem veni aici de seară? La un cocktail? Da, la cuistă. Aha. Da, putem veni, chiar că putem veni aici. Mergând, descoperim locuri. Irish bar. Oh, no, thank you. We want Spanish. Hieros. Music cafe. Ah, și probabil că au și ceva activități. Asta e pub. Pub. Și mergem spre mare. Am mai fost la mare doar seara, dar ziua nu. Se ne bolăcim. Cine pleacă acasă? Ce? Pleacă acasă. Cine pleacă acasă? Ăștia cu fărită. Vai, cât de drăguță e. Foarte drăguță. Te gravează pe loc, uite. Da. Are talent. Talentos, talentos. Wow, ce drăguți sunt copaci ăștia. Nu? Floricele roșii. A trebuit ce-o gravă de pot. Tamparam, pamparam. Astea sunt cactuși, nu? Da. Mamă, dar imensi sunt. Foarte mari. N-am mai văzut așa mari până acum. Da, uite, aia chiar merge căsuța, chiar sunt verde. Ce căsuță vezi tu? Ha? Da? Ce căsuță? Da. Unde? Unde? Care? A, asta? Ajuns la plajă. Playa de Castillo. Playa de Castillo. Muy bonito. Yeah.
You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? What's up, Chris? Oh, Mio?